Salut, prieteni! YouTube a inaugurat astăzi canalul pentru România, așa că o să vă inaugurez și eu filmuleț. Cum să vedem în anul 2013, aprilie 25, conținut 3D acasă. În filmulețul acesta ne vom ocupa de televizorul 3D. Ce anume putem vedea pe el? Deci, televizorul este în spatele meu, iar prima sursă este televiziunea 3D. Canalul Hi3D. Dacă vom comuta în acest moment, e bine să ai o pereche de ochelari. Oprim 3D, după cum vedeți, sunt două jumătăți de imagine. Câte o jumătate pentru fiecare ochi. După cum puteți vedea aici, trebuie să folosiți ochelari 3D. La LG nu e o problemă. Avem ochelari pentru toate gusturile, pentru toată lumea. Ochelarii pasivi originali, ochelarii de la cinema, la fel de bine, ochelari de copii, ochelari de pus peste ochelari, o grămadă de ochelari. Ce altceva se poate vedea? De exemplu, pe un PlayStation 3, care PlayStation 3 este aici, putem vedea un Blu-ray 3D. Tocmai am redus volumul sunetului la limita de jos a copyright-ului. Nu vreau să am probleme cu roboții care verifică treaba asta. Remarcați imaginea și mai ales faptul că e singura sursă la care ambii ochi au imaginea întreagă, nu jumătăți stânga-dreapta, nu jumătăți sus-jos. Pe Blu-ray fiecare ochi are câte o imagine întreagă Full HD. O altă sursă de imagini 3D sunt imaginile 3D pe care vi le filmați. De exemplu, aceasta este o cameră 3D. Care acum filmează camera care filmă. Așa. Deci, asta filmează camera. Credeți că am terminat, nu? Nici vorbă. Avem un Smart TV care este legat la internet, care are client nativ YouTube. Și unde
putem vedea filme, evident, 3D. Și puteți să vă vedeți propriile filmulețe. Filmate cu camera pe care ați văzut-o adineori. Deci, în concluzie, bucurați-vă de conținut 3D, fie că e televiziune, fie că sunt filme, fie că aveți o cameră și vă puteți filma sau puteți vedea filmările altora. YouTube este singurul canal care suportă 3D. La revedere! Salut! Ea e VV. Tocmai ați văzut-o adineori filmată. Am lipsit asta cu ochii albaștri. Pe o zi vi-l arăt cu altă ocazie. Ei n-au participat la filmare. Rățușcu? Rățușcu? Da. Ce faci? Da, bucă. Aoleu, ce le-ai făcut acum? O, mamă mia! Dar asta nu e tot! Băi, cum? Mamă, ce orbițe le-ai făcut acolo! Ce le... O să mănânce tot! Băi, ai stricat toate florile din curte. Căliță, o să mănânce tot. O să aibă aromă de toate florile astea! Îți dai seama? Îți dai seama? Le-a pus apă până la perele de la picioare. Și mai ales a făcut o ciorbă acolo. Mamă. Și vezi că părțile alea libere, asta tot au tot mâncat ei. Și așa și când multe. Mamă mea.